Habacuc 2. De la 1 la 4. M-am dus la locul meu de strajă și stau pe turn ca să veghez. și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: Scrie prorocia și sapă pe tablă. Ca să se poată citi ușor. Că este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri. Pe numele Domnului Isus, Fiul tău, Mântuitorul nostru, Domnul nostru și Mijlocitorul de la dreapta ta, cerem în seara aceasta ca o ungere proaspătă să coboare peste poporul tău. Așa cum ne onorat și duminica trecută, ne onorești și duminica aceasta cu prezența ta. Nu vrem nimic altceva decât ea să crească în intensitate gloria ta să se manifeste peste locul acesta. Gloria ta să umple locul acesta, să îmbibe locul acesta. Gloria ta să ia control de plin peste fiecare suflet. Și după nevoia fiecăruia în parte, în numele Domnului Iisus, te rugăm adu răspuns, adu vindecare, adu eliberare, adu transformare interioară, adu vindecare fizică aduce ce este nevoie din bogățiile harului tău. Ne încredem în tine că Duhul Sfânt va prezida întreaga adunare, pentru că Hristos este înălțat, Duhul Sfânt este revărsat și Tatăl este glorificat în vecii vecilor. Amin. Slăviți să fie numele Domnului! Amin. Bună seara tuturor! Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni! Ne bucurăm să fim în casa Domnului, să fim în prezența Domnului. Este un timp de har și de liniște. Cred că este înțelepciune din partea noastră să folosim timpul pe care Dumnezeu ne-l dă și să-l folosim cu înțelepciune ca să prindem la inimă lucrurile de care avem nevoie pentru timpul care ne stă înainte. Bine, dragii mei, în seara aceasta vom merge mai departe în studiul pe care noi l-am început. Pentru cei care ați fost duminica trecută aici împreună cu noi, ați putut să auziți și să auzim împreună un mesaj din partea lui Dumnezeu, care s-a intitulat Baza scripturală a viziunii lui Dumnezeu pentru mine. De ce îmi oferă Dumnezeu o viziune al lui pentru mine? Au fost. Atunci, prezentate cinci argumente teologice fundamentale despre uh, lucrul acesta, am încercat să explic că Dumnezeu, în suverenitatea lui, își permite uh, să facă lucrul acesta pentru că el este suveran și el face exact ce vrea, când vrea și cum vrea. Dacă nouă ne-a dat această șansă să înțelegem ce vrea de la noi, este doar harul lui Dumnezeu. Este favoarea pe care El ne-a dat-o ca noi, ca noi, să putem să fim parte la planul Lui. Nu există niciun alt motiv pentru care Dumnezeu ni s-ar fi descoperit decât Harul în stare pură. Vom continua în seara aceasta, o să avem cinci puncte, să vedem că cât o să, câte vom putea parcurge din ele. Primul punct în seara aceasta este eu și viziunea. Eu și viziunea. Era normal ca după punctul acesta în care am prezentat această, acest fundament teologic de ce Dumnezeu își permite să aibă o viziune pentru mine și am adus cinci argumente scripturale, teologice, fundamentale, care nu pot fi mișcate, e normal să pășim la următorul pas, care este acesta eu și viziunea. Viziunea a fost întâi în mintea lui Dumnezeu. Și cred că toți am reușit să înțelegem lucrul acesta. Așa e? Dacă am, -am, am rămas convinși de faptul că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, are planuri pentru viața noastră cu certitudine, și viziunea Lui pentru viața noastră a fost întâi de toate în mintea lui Dumnezeu. Atenție, nu am dreptul să trăiesc o viață lipsită de viziune. Nu am dreptul să trăiesc o viață lipsită de viziune. De ce? Pentru că Dumnezeu are un plan, și ceea ce trebuie să fac în viața aceasta pe pământ este hotărât deja de Dumnezeu. Dumnezeu, în suveranitatea lui, a ales pentru mine ceea ce eu trebuie să fac. A spune: Eu nu sunt interesat de ce vrea Dumnezeu, este o brăznicie în stare pură. Să spui eu nu știu, nu vreau, nu-mi pasă. Sau dacă știu, nu-mi pasă. Sau nu vreau să-mi pese. Fiecare om decide pentru el. Pentru că nimeni nu răspunde pentru el. Dar înțelepciunea este aceasta. Să afli acel plan care este făcut de Dumnezeu și să vrei să fii parte la planul lui cu tine. Aceasta este cea mai mare înțelepciune ratarea planului divin pentru viața noastră este cea mai mare tragedie în această parte a eternității. Te Am să repet. Ratarea planului divin pentru viața noastră trebuie să fie și este cea mai mare tragedie în această parte a eternității. De ce oare folosesc cuvântul acesta în această parte a eternității? Câte părți are o eternitate? Ea este o eternitate. Pentru mine, ce a fost până acum, a fost. Ce va fi de aici înainte, după ce știu ce vrea El cu mine, poate fi partea bună a eternității mele. Dacă până acum n-am știut, nu mi-a păsat, mi-am trăit viața, le-am făcut pe toate, dar dintr-o dată am iluminarea și înțelegerea că Dumnezeu vrea ceva altceva și că ce vrea El cel mai bine, în partea aceasta al alta eternității, eu am șansa să trăiesc cel mai frumos vis al lui Dumnezeu pentru mine. De aceea este important să știu ce vrea El. Un lucru foarte interesant aici este acesta. Unicitatea fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi este unic. Nu suntem doi la fel. Și Dumnezeu te-a făcut exact așa cum te-a făcut. A vrut să te facă așa pentru ca să fii unic. Tu ai fost proiectat cu mare atenție și cu precizie milimetrică pentru o agendă selectă a lui Dumnezeu cu scopul împlinirii planurilor lui în viața ta și prin viața ta. Așa cum ești, duh, suflet și trup, cu toată structura interioară pe care ți-o înțelegi și nu înțelegi, pe care o descoperi și pe care o vei descoperi, toate aceste trăsături fac parte din acel, acea, acea, sculptură unică a mâinii lui Dumnezeu în umanitate, în dreptul tău. Tu ești unic și Dumnezeu are pentru tine un plan Unic. Nu sunt două planuri la fel, pentru că nu sunt doi oameni la fel. Dumnezeu nu face clone. Un alt lucru pe care vreau să-l spun aici și care cred că este important este acesta. Atenție! Din viziunea lui Dumnezeu pentru tine nu face parte modelarea ta după tiparul altcuiva. Și am să repet, din viziunea lui Dumnezeu pentru tine nu face parte modelarea ta după tiparul altcuiva. Unicitatea și individualitatea ta ar atinge apogeul dacă urmezi planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Cu alte cuvinte, noi nu suntem chemați să fim clona nimănui. Nu suntem chemați la lucrul acesta. De ce? Pentru că este o ofensă la adresa planului lui Dumnezeu. Dacă nu sunt doi fulgi de nea la fel, cum credeți că coroana creațiunii lui Dumnezeu undeva a pierdut, a fost pierdută din vedere de Dumnezeu și Dumnezeu a făcut doi la fel? Așa ceva nu se poate. Dumnezeu nu vrea să ne cloneze. Dumnezeu ne-a făcut individuali. Și suntem chemați să ne dezvoltăm într-un mod individual, unic, după lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Punctul 2 ar fi acesta. Cum vine viziunea? Și verificarea viziunii. Cum vine viziunea? Cum știu pe ce căi pot primi? și pot înțelege planul lui pentru mine. Cum îmi vorbește Dumnezeu? În primul rând trebuie să spunem că există o viziune generală pe care noi o primim toți, cu toți, în cuvânt. Cuvântul este viziunea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Niciun om nu este exceptat de la această viziune. Toți oamenii sunt prinși în această viziune și tuturor oamenilor le este dată această viziune, adică cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu doar că ne-a dat cuvântul și ne-a pus în cuvânt, ci Dumnezeu din cuvânt are pentru fiecare dintre noi un plan specific. Cum vine acest lucru la noi? Sigur, modalitățile prin care Dumnezeu ne vorbește sunt foarte multe, eu am să, am să prezint câteva. Și am să, am să încerc să fac lucrul acesta foarte practic, pentru că e important să nu doar să avem concepte, ci să realizăm că toate lucrurile acestea care le învățăm din Scriptură este obligatoriu să coboare în practica vieții. Dacă nu se întâmplă asta, nu ne ajută mai nimic. Pentru că rămânem doar teoreticieni, oameni care povestesc povești povestite și în realitatea vieții și a practicii avem nota zero. Ori noi nu asta ne dorim, noi vrem să vedem cum se întâmplă practic lucrul acesta. Unul din metodele sau una din metodele cele mai comune prin care Dumnezeu ne transmite viziunea este prin cuvântul lui Dumnezeu. Și am să vă dau un exemplu simplu. În urmă cu 30 ceva de ani se întâmplă lucrul acesta. Un prieten bun de al meu, cel mai bun prieten al meu la vremea aceea, avea 14 ani. Creștea într-o biserică baptistă, a fost dus la binecuvântare din pântecele mamei lui, se ducea la biserică, cânta la orchestră, era cu minte, cu mințel, un băiat care nu ieșise în, în, în decor cu nimica. Dar s-a întâmplat un lucru foarte interesant. La un moment dat. În jurul, în, în, în jurul vârstei de știu, 10-12 ani, a apărut în mintea și în inima lui o dorință de a-L sluji pe Dumnezeu într-un mod foarte specific. Și am să vă povestesc exact ce a trăit tânărul acesta. Avea 14 ani, se ruga și la un moment dat, în timp ce se ruga, în rugăciunea lui zilnică, a simțit un imbold foarte puternic. De obicei, își citea Scriptura stând la birou pe scaun, cu Biblia pe masă și citea. Și dintr-o dată a simțit așa un imbold puternic să se pună pe genunchi și să-și continue citirea scripturii pe genunchi. Și în timp ce citea, a ajuns cu citirea la Efeseni, la capitolul 4, unde ne sunt listate slujbele. Și la un moment dat spune acolo, i-a chemat pe unii păstori. În timp ce citea, Scriptura. Pe genunchi, singur în cameră, în liniște, în prezența lui Dumnezeu, inima a început să-i bată. Mai tare decât de obicei. Și a știut că acel cuvânt din scriptură, atunci și acolo, era pentru el. N-a văzut niciun înger. N-a avut nicio vedenie nu a auzit vreo voce din cer, ci pur și simplu cuvântul s-a descoperit. Și a înțeles că Dumnezeu i-a vorbit lui. Din clipa aceea viața lui s-a pus pe altar, pentru tot ceea ce înseamnă pregătirea pentru punctul acela. Aveau să treacă încă 10 ani ca acel cuvânt să se împlinească, dar în toată perioada aceasta el S-a pregătit. Un alt exemplu. Unii dintre voi ați auzit de Sadhu Sundar Singh. Acest om al lui Dumnezeu a trăit în, în India la începutul secolului 20. A fost un tânăr născut într-o castă indiană, din cele cinci în cea de-a cincea. Era o familie foarte bogată, dar în același timp erau și o, o, o familie foarte, foarte religioasă, cu înclinații puternice spre hinduism. Și la un moment dat, undeva în jurul vârstei de 14-15 ani, a avut așa o criză identitară și o criză de viață existențială în care și-a pus întrebarea de ce trăim pe pământ? De unde venim, unde ne ducem? Primise un nou testament de la un creștin. A citit viața lui Isus a văzut că a murit, a plătit prețul păcatul pentru oameni și a înviat. Nu făcea sens în capul lui. Buda a lui. Ceilalți învățători care-i fusese reprezentați, cine era adevărat până la urmă? Ce se întâmplă? Și biografia vieții lui spune că tenorul acesta, în această criză profundă, le-a spus părinților lui așa, dacă până mâine dimineață, nu mi se arată unul din acești fondatori ai marilor religii de pe pământ. La ora 5 dimineața mă voi arunca în fața trenului care va trece în spatele curților. era oameni cu proprietăți foarte mari și pe proprietatea lor trecea trenul. Și-a anunțat părinții și-a petrecut noaptea în rugăciune și aștepta pur și simplu să se întâmple ceva. Și înainte de ora 5, i s-a arătat Domnul Iisus într-o vedenie. Atunci acolo, viața lui s-a schimbat pentru totdeauna. Vă încurajez să citiți viața acestui om, Saduh Sundar Singh. Am citit-o încă pe vremea comuniștilor. Am fost atât de atins că nu vă pot explica. A fost, după ce a avut vedenia aceasta și după ce Domnul i s-a descoperit și a vorbit cu el, și a spus că are un plan cu viața lui, el a spus asta părinților lui. A urmat o luptă imposibil de înțeles pentru noi creștini, a fost alungat de acasă, a fost desmoștenit, i s-au luat toate lucrurile, a rămas cu o pătură și cu un nou testament. Și așa și-a început călătoria vieții. o vedenie. A fost mesajul, vehiculul prin care a venit viziunea spre el și a primit-o. Mai știți pe cineva de felul ăsta? Pavel, pe drumul Damascului. Dintr-o dată, o lumină a strălucit. O întâlnire de felul acesta a schimbat viața radicală pentru totdeauna. Este un altul. Dumnezeu vorbește prin vise. Care este personajul acela emblematic căruia Dumnezeu i-a vorbit prin vise? Iosif. Luci nu ne mai ajuta. Iosif. Dumnezeu, la vârsta de 17 ani, i-a dat câteva vise. Și i-a dat o viziune pentru viața lui. La 17 ani. Avea să se împlinească atunci? Mai era drum lung. Dacă un alt mod prin care Dumnezeu vorbește este acesta, cuvântul profetic, Timotei. Timotei a fost ucenicul lui Pavel și a fost făcut peste el, au fost rostite peste el cuvinte profetice. El a auzit cuvântul profetic rostind prin gura prezbiterilor în dreptul lui și peste el și pentru el. Și astfel a prins viziunea lui Dumnezeu pentru el. Altul a fost Elisei. A venit Ilie, a făcut un gest profetic, a aruncat mantaua peste el și dintr-o dată a înțeles că există ceva mai mult. Este ceva dincolo de, de boii lui, de proprietățile lui, de afacerile lui. Este ceva ce vine dintr-o altă rămă și care se numește viziune dumnezească cu privire la viața lui. Acum, Viziunea lui Dumnezeu pentru viața cuiva poate veni și prin contaminare. Nu neapărat trebuie să ai o viziune, nu neapărat trebuie să ai un vis. Citești cuvântul și înțelegi urgența lucrurilor. În același timp poți să stai lângă oamenii lui Dumnezeu și să fii contaminat cu viziunea pe care Dumnezeu le-a dat-o lor. Tu ți-o însușești. Și particularitățile tale vor fi evidente și vor fi aromele speciale a lui Dumnezeu în acea viziune. Pentru că există o contaminare, există o împărțire a lucrurilor când Dumnezeu pune lucrul acesta în biserică. Apoi, un alt mod este, vei auzi și vei vedea ceva ce îți va capta atenția. Un gând privitor la viitor va, va naște în tine o emoție. Ceva ce te va nemulțumi cu privire la starea lucrurilor sau la felul cum sunt ele abordate. Vei vedea la un moment dat că sunt lucruri și te vor preocupa anumite situații, știu eu, din societate, anumite situații din biserică, anumite situații care, care pot... Asupra căruia poți să ai influență și vrei să faci ceva. Nu știi cum, nu poți cum, dar e ceva în tine care îți spune, tu poți să faci asta. Ești chemat să faci asta. Și încetul cu încetul în inima și în mintea ta se aprinde o lumină despre ce și cum. Sunt lucruri pe care le vom dezvolta. Apoi. Un lucru care este evident atunci când în inima ta apare viziunea, este că aceasta nu îți va da pace. În momentul în care știi că ai de la Dumnezeu o chemare, liniștea ta cea firească se va tulbura într-un mod constant. Pentru că ceva deasupra de firea ta, Vrea să vină spre tine și să-ți spună că este ceva mai mult. Vei descoperi că te gândești în timpul tău liber la problema respectivă, care implică întotdeauna doar, doar voia lui Dumnezeu, și o să intrăm în lucrul acesta, o să-l desfacem mai tare puțin mai încolo. Vei vedea că nu vei putea renunța la acel gând pentru că el nu renunță la tine. Tu știi că Dumnezeu are ceva cu viața ta. Și se întâmplă că lucrul acela îți stă în minte, dar parcă nu în partea din față, ci întotdeauna în spate. Pentru că vin alte lucruri mai importante, zici tu, care vin să se pună pe primul loc. Dar gândul lui Dumnezeu pentru tine este acolo și nu-ți dă pace. Înțelepciunea spune, analizează lucrul acela. Și când îl vei analiza, vei realiza că acest gând care vine după tine și stă cu tine, este ceva ce Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Unul din cele mai clasice exemple pe care le avem în Scriptură este exemplul lui Neemia. Omul acesta a fost paharnicului Artaxerxes. Era paharnicul împăratului și frații lui evrei s-au dus la Ierusalim și au văzut acolo că zidurile erau dărămate și arse, nu mai era nimic. El nu, văz el nu văzuse Ierusalimul, nu văzuse zidurile. Dar povestindu-i se despre ce se întâmpla în orașul lui Dumnezeu, omul acesta prinde viziune. Începe să se roage, gândul acela nu-l mai lasă. Între... Ceea ce el trăia acolo, fiind cu regelui, nu putea să plece unde vrea când vrea, și așa mai departe. Nimic din ceea ce el ar fi vrut să facă pentru Israel și pentru Ierusalim, n-ar fi putut să facă decât cu aprobarea regelui. N-avea cum să plece de acolo. Și zi spune Biblia că pe când s-a dus la împărat, s-a rugat și a vorbit despre lucrul acela. El n-a văzut Ierusalimul dar el a prins un gând care venea de la Dumnezeu și care nu i-a dat pace. Când l-a prins și a început să se hrănească cu el, a devenit viziune și a devenit celul vieții lui. Punctul 3, cultivarea viziunii și viziunea se maturizează în noi. Cultivarea viziunii este un proces Chiar unul dureros. Din cauza timpului necesar poate fi un adevărat chin, dar din acest proces rezultă un produs ce merită fiecare clipă de agonie întâlnită în cale. Și am să citesc din nou: Cultivarea viziunii este un proces, chiar unul dureros. Din cauza timpului necesar, poate fi un adevărat chin. Dar din acest proces rezultă un produs ce merită fiecare clipă de agonie întâlnită în cale. Și o să explic asta. În momentul în care Dumnezeu îți vorbește ție, într-un mod particular, în contextul scripturii, că vrea ceva cu tine. Din momentul a, acelei vorbiri și acelei înțelegeri și acceptări a voii Lui Dumnezeu pentru viața ta, până la momentul împlinirii, este un, un timp în care tu trebuie să fii format. În timpul acesta sau timpul acesta este timpul despre care am citit mai înainte. Este timpul de chină. Tu ai vrea, tu crezi, tu poți. Dar aceasta este doar părerea ta. Dumnezeu se uită altfel. Dumnezeu gândește altfel despre punctul acesta. Sentimentul timpului pierdut îi determină pe oameni să pornească la drum nepregătiți din toate punctele de vedere. Așteptarea în pregătire este definitorie. Și am să repet, sentimentul timpului pierdut îi determină pe oameni să pornească la drum nepregătiți din toate punctele de vedere. Vă întreb un, un, un lucru simplu. Cum ar fi fost pentru prietenul acesta al meu, la vârsta de 14 ani, după ce Dumnezeu i-a vorbit și a înțeles lucrul acesta, și apoi a fost confirmat prin mai multe surse, ce ar fi fost dacă el ar fi început să își revendice drepturi de felul acesta? Cum suna asta? Cum arăta lucrul acesta? Nici cum? Total nepotrivit și ne la locul lui. De ce? Pentru că era nevoie de o dezvoltare completă. Completă pentru asemenea chemare. Nu orice idee bună este viziune. Atenție! Ai o idee despre un lucru și Vrei să-l faci și crezi că e bine și este în scriptură. Dar nu orice fel de idee bună este viziune. Însă orice viziune începe cu o idee. Nu orice idee bună este viziune, însă orice viziune începe cu o idee. Nu toate poverile sunt viziuni, dar fiecare viziune începe cu o povară. Este ceva ce se întâmplă în interiorul tău, este o povară Dumnezească pe care Duhul Sfânt o pune în tine. Pentru un subiect, pentru o situație. Și viziunea începe cu această povară. Vă aduceți aminte de, ne de Neemia. El nu văzuse Ierusalimul. Dar în timp ce a auzit ce spuneau frații lui, s-a pus în inima lui o povară. Trebuia să facă ceva. Nu știa ce, nu știa cum, dar totul a început cu o povară. Timpul ne permite să facem diferența între idei bune și viziune. Așteptarea îți dă ocazia și ne dă ocazia să ne analizăm emoțiile și să ne separăm preocupările minore de cele majore. Vorbeam data trecută și spuneam la un moment dat că viziunea te ajută dinainte să faci separația în lucruri. De ce? Pentru că tu trebuie să ajungi într-un punct. Dacă te pornești într-o călătorie și ai cu tine bagaje în plus, mult mai mult decât trebuie, Uf, s-ar putea să nu mai ajungi la capăt. De ce? Pentru că tu care o povară mult prea mare. Ai decizii de luat. Trebuie să te uiți la situații și la lucruri și să ai capacitatea să le analizezi. Mă duc în direcția aceasta sau nu mă duc? Mă opresc aici sau mă duc la dreapta sau mă duc la stânga? De aceea este important să-ți cunoști viziunea Lui pentru tine. Te ajută să te analizezi, să selectezi lucruri din viața ta. Și poți să o faci repede dacă îți cunoști viziunea. La fel cum nu putem grăbi dezvoltarea copilașului în pântecul mamei, tot așa nu putem grăbi dezvoltarea unei viziuni. Dumnezeu hotărăște orarul. Și am să repet că mi se pare foarte tare. Ce ar fi un soț care are o soție însărcinată să-i vorbească copilului, dragul meu, fă bine și crești mai repede. Dimineața, într-o zi, cât alții în șapte. Și spre marea lui stupefacție, în următoarea dimineață copilul nu va fi crescut decât cu o zi. În același fel, când primești viziunea, nu poți dintr-o dată să intri în lucrurile pe care înțelegi că Dumnezeu le vrea pentru tine. De ce? Pentru că există o creștere naturală, spirituală. Când nu înțelegi lucrul acesta, vei fi frustrat de fapt factorul timp. Vei avea impresia că cu siguranță Dumnezeu în mulțimea gândurilor lui și a celor șapte miliarde de oameni, pe tine la capitolul acesta te-a uitat. Sau dacă nu n-a avut timp să bifeze ultimul lucru, adică factorul timp și trebuie că tu știi mai bine. Aș vrea să-ți spun că nu știi mai bine. Dumnezeu știe când trebuie să înceapă cu tine ce să înceapă, în ce fel să înceapă, cum să înceapă și unde să înceapă. Asta e mai greu de principiu pentru noi. Ca și viziune, ca viziunea să supraviețuiască, ea trebuie să fie matură și sănătoasă înainte ca să fie expusă mediului cinic, critic și refractar. Încă o dată, ca viziunea să supraviețuiască, ea trebuie să fie matură și sănătoasă. Asta înseamnă că visul lui Dumnezeu pentru tine trebuie întâi de tine să fie înțeles, primit, înțeles, asumat și crescut. Dacă nu crește, când tu îl vei, îl vei rosti, sau vei începe să acționezi pe baza lui, el matur, ne fiind ne, matur, nefiind lucrat deja în tine la toate nivelele, te vei întâlni cu așa de multe lucruri critice de jur, în prejurul tău, încât repede, repede te vei stinge. Îți vei pune întrebarea simplă: Oare chiar mi-a vorbit Dumnezeu? Oare chiar mi-a dat, mi dat Dumnezeu darul acesta? Oare chiar asta e direcția în care trebuie să mă duc? și toate aceste intemperii vor veni peste sufletul tău și te vei întreba unde am greșit, atunci sau acum. Acum, că n-ai așteptat timpul. De aceea există o corelare fantastică între prima vorbire și momentul împlinirii. Toate sunt în planul lui Dumnezeu, nimic nu se întâmplă alandala. Este un timp când Dumnezeu vorbește, este un timp când viziunea crește și se formează și este un timp când ea se pune în practică. Dacă vrei să o pui mai devreme în practică, ups, doare tare, ba chiar până la faptul că poate muri. Pentru că te poate lovi o dezamăgire și o disperare și o depresie cum nu-ți vine să crezi. Și dacă există vreo disperare care îi poate lovi pe lucrători, este disperarea vis-a-vis -vis de promisiunile lui Dumnezeu pentru ei. Știți de ce? Pentru că nu există acea capacitate de a umbla în tandem cu Dumnezeu. Ori o luăm înainte, o rămânem în urmă. Noi vrem lucruri, dar înainte să le vrem, noi le vrea Dumnezeu. Ne umblând pas la pas cu El, rămâne să ori să grăbim, ori să întârziem. Și atunci ne lovește depresia. Doamne, mi-ai promis. Și nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că el a promis și a uitat. Ci pentru că ceasul nostru nu este reglat după ceasul lui Dumnezeu. Pentru că nu-i destui să spui, eu am o viziune. Nu, este și o pregătire pentru viziune. Este și un parcurs al viziunii. Este și un preț de plătit pentru ca viziunea să crească în tine. Lucrurile nu se întâmplă oricum. Fiecare trebuie să plătească un preț pentru viziune. Punctul 4. Noi ne maturizăm pregătindu-ne pentru viziune avem tendința să presupunem că dacă știm ce trebuie să facem, suntem și pregătiți să facem. A fost interesant pentru mine, aveam cam 17 ani, 18 ani, m-am întors la Dumnezeu în Biserica Baptistă, îmi plăcea să-i ascult pe frați predicând și la un moment dat în mintea mea s-a născut gândul ăsta, bă, dar și eu știu să predic, dar nu numai ăștia, și eu știu. Aveam 17 ani. Și m-am enervat și m-am supărat pe Dumnezeu. Vai de mine, cum ai spus asta? Uite așa! Exact așa! Și eu pot! Numai ei și eu pot! Și Dumnezeu s-a plecat la nivelul meu. Că eu la nivelul lui, mai e timp până. Și a zis, hai să vedem. Și am avut un vis într-o noapte. Eram în fața adunării, eram la avon, predicam, dădeam din mâini. Dar în timp ce mă uitam la mine, mă uitam în vis și mă vedeam, încercam să înțeleg ce zic. Ups, era tare greu mă uitam la oamenii din sală și vedeam că aveau niște mutre foarte confuze. Mă uitam din nou la mine, mă uitam în sală și la un moment dat, în mintea mea, am realizat că eu vorbeam și nimeni nu percepea nimic. Uh, Știți ce a durut? În orgoliu. <laughs> am realizat că nu știam. Nu știam. Și m-am liniștit. Aveau să mai treacă încă vreo doi ani și ceva până când să vorbesc prima oară în public. Dar nu, să nu crezi că dacă tu crezi că știi, și poți cu adevărat. Multe lucruri. Atenție! Acțiunea fără o pregătire prealabilă se formează de obicei în dezastru. Viziunea ta nu este decât o extindere a viziunii lui. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că noi primim de la el o viziune, un plan pentru viața noastră, iar viața noastră, în tot ceea ce înseamnă istoria lumii, în acest imens puzzle, este doar o piesă. Dar este important ca fiecare dintre noi să-și joace rolul lui. Viziunea este înaintea pregătirii și întotdeauna ea este mai mare decât competențele noastre. Unul din lucrurile care verifică dacă ceea ce tu crezi că Dumnezeu are pentru tine este acest lucru. Viziunea este întotdeauna mai mare decât poți tu realiza. Când viziunea pe care o ai, o poți tu realiza, se numesc gânduri personale. Viziunea este întotdeauna mai mare decât potențialul tău. Uitați-vă la Moise. Moise este un personaj absolut fantastic. Ajunge la vârsta de 40 de ani și înțelege că Dumnezeu vrea să izbăvească pe poporul lui prin mâna lui. Se prinde de chestia asta. Și ce se apucă să facă? să îl ajute pe Dumnezeu. Tocmai la faza aceea, Dumnezeu avea așa un lipsus mare și Moise a zis, șeful, ți aduce aminte, m-ai trimis, nu m-au mâncat crocodilii, m-a crescut faraon, a venit timpul. Și primul lucru, îi iau gâtul la egipteanul ăsta. Și din toată viziunea pe care l-a avut-o, s-au ales 40 de ani de pustie. De ce? Pentru că n-a fost Sincronizare cu timpul lui Dumnezeu. Care ar fi fost oare mersul lucrurilor dacă Moise n-ar fi făcut lucrul acela? V-ați gândit vreodată ce s-ar fi putut întâmpla? Un alt lucru interesant. Pavel este trimis la neamuri în capitolul, la fapte 9, 15 și 16. Este Domnul trimite la neamuri. A putut el să meargă după ce a primit viziunea imediat să și să devină ucenicul și apoi apostolul? Nu. Știți pe unde a trecut prima oară? Prin Arabia. Trei ani de zile. În pustiu. În locul în care s-a golit de el și s-a umplut de ceea ce vrea Dumnezeu. Este un timp când Dumnezeu vorbește, este un timp de golire, este un timp de reformare și este un timp de început. Există un timp al lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pare să că timpul necesar pentru ca Dumnezeu să te crească pentru viziunea pe care o are pentru viața ta este undeva între 4 luni și 40 de ani. Pare că există o legătură între timpul de pregătire și importanța lucrării la care ne cheamă Dumnezeu. La Moise i-a luat 40 de ani în pustie. De fapt au fost și cei 40 de ani la facultatea lui Faraon. Pentru că apoi alți 40 de ani să conducă poporul. E interesant. Ordinea pregătirii pentru viziune este aceasta. 1. Formarea caracterului. După ce Dumnezeu îți vorbește și îți spune Acest este planul meu cu viața ta, primul lucru pe care îl vrea de la tine și de la mine este acesta: să ne formeze caracterul cristocentric. Dumnezeu vrea să ne formeze caracterul după caracterul lui. Ăsta este primul lucru. Și aici sunt câteva lucruri foarte interesante. Pune-te, rog frumos, sus. Psalmul 119, versetul 80. Sunt două lucruri foarte interesante pe care Dumnezeu vrea să le lucreze noi înainte ca să putem face ce am fost chemați. Unu, inima să fie neîmpărțită în orânduirile tale ca să nu fiu dat de rușine. Înainte ca să se împlinească viziunea, trebuie să se întâmple un lucru, inima să-ți fie neîmpărțită. Știi ce înseamnă? Adică întreagă. Dumnezeu vrea să-ți întregească inima pentru el. Nu te poate pune într-un loc, într-un punct, unde bate vântul, unde situațiile sunt periculoase dacă inima nu-ți este întreagă. De ce? Pentru că suntem ușor coruptibili. Foarte ușor. Pune-te, rog frumos, 119 cu 92. Următorul lucru foarte interesant, sunt două lucruri care se întâmplă și Dumnezeu lucrează la ele în noi. Dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea aș fi pierit în ticăloșia mea. Știi ce îmi spune asta? Că Dumnezeu înainte ca să te poată pune într-un punct, pe traiectoria viziunii pe care o are, trebuie să te curețe de toate dependențele. N-are cum altfel. Dacă n-ar fi, las acolo, dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea. Aici se întâmplă un lucru în procesul acesta de creștere, de aceea este anevoios și timpul nostru spunem că nu calcă pe timpul lui Dumnezeu și este adevărat. Pentru că timpul lui Dumnezeu este unul, al nostru este altul. Dumnezeu se uită și vede ce trebuie să rezolve noi, noi ne uităm și ne gândim când ajung mai repede acolo. Problema nu este când ajungi mai repede acolo, ci problema este cât de repede te cureți. Problema este cât de repede decurți. Pentru ca legea lui Dumnezeu să fie desfătarea sau singurul lucru pe care îl iubești. Pentru că, atenție, tu trebuie să împlinești planul lui cu tine. Nu planul tău cu el. Ai prins? Planul e de la el. Îi lui. Resursele sunt ale lui. Actorul ești tu dar cu resursele Lui, în timpul Lui și cu puterea Lui. Și nu-i despre tine, ci despre El. De aceea, când legea Lui devine desfătarea noastră, devenim disponibili pentru un nou nivel de slujire. Până atunci, rămânem în carieră și suntem ciopliți. Un alt lucru foarte important este deprinderea pentru slujire, ucenicie. Ucenicia în tot conceptul Noului Testament, de fapt, dacă te vei uita pe tot firul Vechiului Testament, Dumnezeu a luat, a chemat oameni, a chemat oameni prin oameni, oameni prin oameni, oameni prin oameni, i-a crescut, i-a format și în maniera aceasta oamenii l-au slujit pe Dumnezeu cu eficiență. Tu trebuie să intri în procesul de ucenicizare. Cine nu este ucenicizat, nu poate uceniciza. Cine nu poate fi mentorat, nu va mentora niciodată. Cine nu mentorează, nu știe să mentoreze. Cine nu este mentorat, nu știe să mentoreze. Cine nu știe să se supună, nu știe să slujească. poveste. Îi poveste. am fost șocat într-o zi la o conferință anume sau de un pastor, eu n-am fost mentorat niciodată. Am rămas șocat. Prima reacție a fost să mă ridic să plec. Dacă nu ai fost mentorat, nu știi ce înseamnă să te supui. Dacă nu știi să te supui, n-ai ce să cauți în lucrare. Pentru că lucrarea începe cu o, cu o supunere primară față de Dumnezeu. Al doilea este o supunere față de un om al lui Dumnezeu, sub mâna căruia trebuie să crești și să înveți și să dai socoteală. Nu ești în de asta, nu e nicio problemă, ești liber. n cum. De ce? Pentru că așa zis Dumnezeu. Oamenii care nu sunt disponibili și capabili să se lase mentorați, sunt oameni foarte abraziti. Sunt oameni care au țepi sunt oameni care nu știu și nu reușesc să tacă când trebuie să tacă. Pentru că ei cred că tot timpul trebuie să spună ceva. Nu, nu trebuie să spui. Ucenicia și ucenicizarea este un lucru fenomenal și școala tăcerii trebuie să fie acolo. Noi nu ducem lipsă de limbariță. Ne merge gura de murim. Noi ducem lipsă de tăcere. De tăcere. Una din marile lecții care se întâmplă în mănăstiri este că oamenii au post de vorbit și au mai puține păcate care să le mărturisească. Nu există, spune Biblia, să vorbești și să vorbești prea mult și să nu păcătuiești. E o minciună în ucenicie și în unei ucenicizare, ești învățat lucrul ăsta. Dacă îți merge gura toată ziua și tu știi, tu ai păreri, tu poți să întrebi, tu poți să faci, tu poți să zici, tu n-ai prins încă ce înseamnă ucenicia. N-ai prins. Atenție! Cu cât întârzi să înveți lecție cu atât mai mult se lungește timpul de pregătire. Încă o dată. Cu cât mai greu îți înveți lecțiile, prin faptul că îți manifesti incapacitatea de a asculta, de a te supune, de a, te, de a renunța, de a îți închide gura ca să te salvezi pe tine și oceanul de prostii pe care îl debitezi. Cu atât mai greu și mai lung îți este pregătirea. Și pentru că unii la faza asta pierd repetat, știi ce se întâmplă, își pierd și drumul. A, păi prea greu, lasă acum că Domnul ne înțelege. Ai putea să-mi spui vreun lucru pe care nu-l înțelege Domnul? Domnul înțelege tot. Nu înseamnă că e de acord. Atenție! Domnul înțelege tot. Nu înseamnă că e de acord șansa noastră este că Dumnezeu nu ne plesnește peste gură. Vai de mine că am fi toți cu buzele umflate tot timpul. Și eu primul de n-aș putea să vă vorbesc. Dar avem șansa și harul de a fi disponibil să învățăm. Dacă nu ești disponibil să înveți și dacă până la ora aceasta n-ai reușit să înțelegi ucenicizarea, se pare că ai pierdut timp. Timp prețios. Un alt lucru interesant este depistarea și ascuțirea darurilor. Tot în ucenicizare se întâmplă acea împărțire a darurilor și ascuțirea lor. Un lucru pe care îl vom face cu ajutorul lui Dumnezeu în timpul care stă înainte este că vom intra în înțelegerea acestor lucruri. Aceasta încă sunt aici unii. 2, 3, 5, care au câte o vedenie, câte un, un cuvânt, o imagine, și am fost ok să meargă să le, în, în, să le dea celor care au avut. Dar vom învăța că lucrurile trebuie făcute într-o altă ordine. Pentru că noi am văzut că în biserică oamenii nu înțeleg ce înseamnă ascuțirea și folosirea darurilor. S-a făcut mai mult rău cu folosirea lor decât cu nefolosirea lor. Și vorbește unul care crede în toate cele nouă daruri. Și le vreau active 100%. Nu cu orice preț. Nu cu orice preț. Ele trebuie să zidească. Ele sunt spre folosul altora. Ele trebuie să te ia de undeva, de unde ești tu și să te ridice. Dacă nu se întâmplă asta, lasă-o. A fi înainte de a face este punctul. Cel mai important. Un ultim lucru, un ultim punct este acesta. Dumnezeu lucrează în spatele scenei, pregătindu-ți calea pentru lucrarea pe care o ai. Noi spunem, când vine timpul meu? Timpul tău vine la timpul lui Dumnezeu. Timpul tău vine la timpul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă până atunci? Până atunci, Dumnezeu pregătește lucrurile. Este un lucru. Care este doar de competența lui Dumnezeu. Numai El poate să pregătească pentru tine și pentru mine lucrurile. Numai El poate pregăti scena ca la timpul potrivit tu să fii în locul potrivit și să faci lucrurile potrivite care să fie o binecuvântare pentru împărăția lui Dumnezeu. Doar așa. În tot acest timp, între nașterea unei viziuni urmărirea ei și împlinirea ei efectivă. Este un timp în care Dumnezeu lucrează și pregătește contextul. Pentru ca la timpul potrivit să fii gata și să ajungi în punctul care trebuie. Amintește-ți mereu, viziunea ta personală nu este decât o bucățică din puzzle-ul lui Dumnezeu. De aceea, pentru tine, pentru biserică, pentru familia ta și pentru biserică, Dumnezeu lucrează în spatele cortinei ca să pregătească lucrurile. De aceea trebuie să aștepți. De aceea trebuie să mergi pas la pas cu El, nici înainte, nici după, ci în timpul Lui. Faptul că aștepți timpul lui Dumnezeu nu reflectă lipsa credinței, ci dovedește înțelepciune și dependență totală. De el. Și citesc încă o dată. Faptul că aștepți timpul lui Dumnezeu nu reflectă lipsa credinței, ci dovedește înțelepciune și dependență totală de el. Și am să închei acum cu următorul gând foarte important. Viziunea vine din el. Viziunea vine din el. Viziunea se împlinește prin el. Și viziunea se întoarce în el. De aceea, viziunea lui pentru mine nu este despre mine, ci este despre harul lui prin mine. Repet. Viziunea lui pentru mine nu este despre mine. Ce mare cântăreț o să ajung eu de. O să-i dau pe toți pe spate. Ce mare predicator, evanghelist sau vindecător sau ce fi? Nu are nicio legătură cu mine. Eu sunt doar un om care aleg să ascult ce zice el. Dacă vreau, dacă nu pot să fac exact ce vreau, n-am nicio problemă. Pentru că viața mea, e voința mea și am liberă că pot să fac exact ce vreau eu. Pentru că la urmă când se trage linia, eu răspund, nu răspund de nimeni. E foarte simplu. Dar ea vine din el. Viziunea lui pentru tine este prin el. De aceea, un lucru pe care vreau să-l explic și probabil cu altă ocazie voi intra mai, mult mai tare în subiectul acesta. Există acest curent al dezvoltării personale. Domnule, ne dezvoltăm personal. Acum, aici sunt câteva lucruri care sunt foarte importante. Unu, sursa sursa. 2. Care este direcția în care te îndrepți? Pentru cine te dezvolți? Sunt o grămadă de elemente care trebuie studiate și văzute. În creștinism, viziunea lui pentru mine este cristocentrică. Adică pleacă din Hristos. Este prin Hristos și în final se întoarce tot în Hristos. Adică cu alte cuvinte despre mine, eu, dezvoltarea mea personală este nu. Pentru că este El în mine. Cum se întâmplă asta? Când eu mă micșorez și El crește. Pentru mine dezvoltarea personală înseamnă moartea Eului. Nu expandarea Eului. Pentru că nu avem loc doi. Ori el, ori eu. E simplu. Și dacă îl vreau pe el, trebuie să mă dau la o parte. Dacă nu, mă duc eu și sunt eu. Dar dacă e din el, dacă este prin el și se întoarce în el, atunci eu trebuie să mă dau la o parte. Că nu avem loc doi. Eu trebuie să cobor. El trebuie să crească. De aceea dezvoltarea personală în creștinism înseamnă moartea euului. Eu mor ca el să trăiască. Mintea mea, sentimentele mele, voința mea, tot ce sunt eu, el trebuie să moară ca el să trăiască. Aceasta este dezvoltare personală. Cristocentrică. Altfel nu există. Nu există. Pentru că dacă socotești și recunosc că în el am mișcarea, ființa și viața, eu nu pot să mă dezvolt nicicum decât în el și el în mine. Creșterea mea, maturizarea mea, renunțarea mea la mine, de fapt, altfel spus, maturizarea spirituală până la împlinirea primilor pași de împlinirea viziunii este egal moartea mea și viața lui Hristos trăită în mine. Și ăsta e cel mai greu lucru. Ăsta e cel mai greu lucru. Să ai dreptate și să înghiți. Să înghiți. și să nu te gândești că într-o zi o dai înapoi. Face sens? Asta înseamnă că ceva din eul tău trebuie să se desprindă și să moară. Cui îi place asta? Nimănui. Da, aveam dreptate. Da, mai dreptate. Spune-mi tu mie, câtă dreptate a avut Hristos când a stat pe cruce? Toată dreptatea. A făcut caz de ea. A făcut uz de ea. S-a încărcat cu nedreptate. Ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să, să te dezvolți spiritual. Să mor tu ca să crească El. Asta înseamnă ucenicie. Să te lași pe tine, după cum zice El să-ți faci timpul tău după prioritățile lui. Dacă el spune că un lucru e mai important, tu să spui că e mai important pentru că el zice. Și el știe mai bine întotdeauna decât tine, puțin mai bine. Dar cel puțin este suficient cât să fie mai bine decât binele tău. O, cât de departe erai dacă n-ai fi fost așa de încăpățânat. O, cât de departe erai dacă n-ai fost așa de îndărătnică. O, cât de departe erai dacă n-ai fi fost prinsă în vigie. O, cât de departe erai. Nici zece abisuri la un loc. Nici zece persoane alias diavolul. Nu te pot împiedica să-L cunoști pe Dumnezeu dacă tu vrei. Nimeni. Doar tu. Doar tu. Pentru că în creștinism tu trebuie să mori ca El să trăiască. Și asta e cel mai greu lucru. Pentru fiecare dintre noi. Cel mai greu lucru. Mi-aduc aminte că în urmă cu mulți ani am trăit o mare nedreptate dar una mare și sănătoasă. Și s-a învolburat toată firea din mine și am spus, nu am dreptate. N-am făcut nimic din lucrurile acestea. Pati împotrivă, le-am făcut pe cele cu plus. Și mi-am ținut dreptatea. Și uman am avut dreptate, 100% și într-o zi acasă la mine în timp ce mă luptam cu lucrul acesta și trebuia să-l să să iert pe cel care m-a nedreptățit într-un mod crunt nici nu are rost să vă explic pentru că nu vă ajută am înțeles un lucru puteam să-mi scot dreptatea și mi-aș fi scos -o. fără nicio problemă sau. putem să înghit și să renunț. Și citem scriptura. Iertați-vă unii pe alții. Cum v-a iertat Hristos pe voi. Și un sus, Doamne, tu vezi că eu am dreptate și dreptatea mea strălucește și adevărat. Și am continuat să citesc. Cum te-a iertat Hristos. Ah. M-am luptat câteva săptămâni să iert. N-am dormit. N-am dormit pentru că aveam dreptate și era a mea. Dumnezeu mi-a zis, iartă-l. Cum te-am iertat eu? Atât de greu am putut digera lucrul acela, că mi-au trebuit săptămâni. Săptămâni. Și într-o zi, s-a prins din nou Știi când se aprinde Lumina? Când te uiți în Lumina, se aprinde Lumina. Mai trebuie să te uiți în Lumina. Atunci o vezi. Și a venit din nou un cuvânt de felul acesta, să ierți Cum te ierta Hristos. Uf. Bine, Doamne, pentru că Tu mi-ai iertat atâtea. Și eu îi le iert. După ce am luat decizia să iert și să nu mai înțin dreptatea, și să nu mai argumentez, și să nu mai cer să mi se facă dreptate, am devenit liber. Am devenit liber. Mi s-a reparat pagubă. Am rămas de cacao. Am rămas. Am fost liber. Cel mai liber. De ce? Pentru că am ales să mor. A fost ușor? Nu. A meritat? Da. Să ne ridicăm.